Există un concept aici la Virgin Tonic, se numește verbal ping pong. Okay. Da. Este ca ping pongul clasic, doar că nu. Adică, mai exact, în loc să folosim o paletă și o minge de ping pong și o măsuță, folosim cuvinte. Cuvinte. Mm. Cuvinte dintr-o anumită categorie. Ionuț n-a dormit azi noapte din cauza asta. Ionuț efectiv s-a gândit toată noaptea ce categorie să vă dea. Și nu m-am gândit foarte mult, dar mi s-a părut potrivit, voi fiind muzicieni, să vă dăm instrumente muzicale. Ca să putem să jucăm, să avem un meci. Leu. Să avem un meci puternic. Care să țină mult. Hai, mă, tu știi ce te apucă? Știu. Conector și Antonia intră în arenă, sunt pregătiți. Încep eu, da? Dați noroc ca să fie... Dați noroc la începutul meciului, da, așa se face. Bun. A fost un high five. Fair play să fie, servește conector. Clarinet. Trompetă. Saxofon. Arpă. Trombon. Chitară. Tubă. Chitară electrică. Bine, percuție. Cajon. Acordeon. Flaut. Flașnetă. Ce flașnetă? Există, da. Tu ai câștigat. S-a terminat, nu? Nu, am nu, zic, acolo nu mai zero. E. Nu, 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 okay, okay. Aia. Armonica. Armonica. Muzicuță, adică. Muzicuță, da. Ok. Wow, ce e. Ia, stai să mă gândesc. Ce tâmpit sunt, mă știu. Vezi ce emoții? E panică? Da, mă. Băi, ce... What the fuck? Gata, la revedere, a câștigat Antonia. Vioară, violă, violoncel. Da, este și violă. A câștigat Antonia. Lasă, chiar așa. Bravo, Antonia. Da, ați făcut expre, că-s fată și... L-ai blocat. Acum nu, m-a blocat, m-a blocat. Fată de aici. Bun, fiți atenți. E, eu nu, după voce mai sunt și eu, așa mi se zice, dar... No, se pare că ai voce feminină? Așa mi se zice, nu știu. Ai făcut și expre, așa? Haide. A jucat foarte... Runda 1 s-a dus la Antonia. S-a dus la Antonia, ați văzut clar. Și voi cum merge treaba, dar acum... Da, acum e treaba. E meci-meci. Vreau să aruncați, efectiv, cu cuvinte unul în altul. Și adică, să dați și clarine! Să plecați. Da? Deci aruncați cu cuvinte unul în altul și pentru că am primit această categorie... O altă categorie? Ia să primit pe WhatsApp. Pentru de cine? La... Pentru noi? Da, pentru voi. Da, a, voi doar ați făcut un exemplu. Da, noi am jucat demonstrativ înainte de turneu. Da, da, da. Okay. Am primit pentru voi o categorie nouă. Da. Se numește supermarket. Oh, doar lucruri din supermarket. Meciul începe cu Serva Antonii. Vreau să aruncați cu ele unul. Da. Hai. Lapte! Hai. Bun, 3, 2, 1, servește Antonia. Cereale. Pampers. Lapte. Orez. Nu vine să cred. Hârtie de șters la fundul ăla. Bine, aftershave. Bomboane. Un kil de carne. Iaurt. Brânză. Ouă. Detergent. Unt. Lavete de șters pe... Cașcaval. Șampanie. Porumb. Conserve. Banane. Ceva congelat apare. Pâine. Auzi, era covoare. Mare rău. Făcut praf. E 2-0. Uite avantaje. We have a new champion, Antonia. 2-0. Nice. Știm cine merge mai mult la supermarket dintre voi doi? Da. E și normal. E clar că ea. Ceva congelat. Mi-a plăcut cum ai gândit. Ceva congelat. Deci vedeam un frigider luat, dar zic... Covoare. Covoare congelate. Excelent.